În această dimineață, alături de mine în platou, este domnul Alexandru Calancea, specialist în riscuri radiologice la IGSU. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! După cum spuneam, în ultima perioadă se discută foarte mult despre un potențial atac nuclear. Sigur, este doar un ipotetic atac nuclear la momentul actual, vreau să subliniez acest aspect, dar în cazul în care s-ar întâmpla sau în cazul în care am avea o catastrofă nucleară la nivel mondial, trebuie să știm anumite lucruri pe care să le facem în primele minute și ulterior în următoarele zile. Aș dori în această dimineață să le trecem pe toate în revistă pentru ca cei de acasă să aibă o imagine de ansamblu clară. Da. În profit de ultimul fapt care s-au întâmplat, evenimentele din țările vecine au crescut riscul acestor pericole și deci au crescut și capacitățile noastre și accentul nostru de a informa populația, de a pregăti populația, de a acționa în caz de apariția unor care pericol legat cu contaminarea radioactivă a teritoriului Republicii Moldova. Pentru populația e important să cunoască acest pericol, că există, că este un pic mai mult probabil decât a fost, spunem, anul trecut și să fie gata, aș spune mai mult, poate chiar psihologic, să fie gata moral, că poate să se întâmple. Sperăm că nu se va întâmpla totuși, dar există pericolul. Sunt câteva elemente cheie care ar trebui să cunoască, nu aș spune toată populația, pentru a fi gata ceva, cel mai important, fiindcă oarecum statul va ghida populația și va da sfaturi și anumite instrucțiuni pentru a acționa, dar trebuie să cunoaște și oamenii cum de acționat în aceste situații. Cu acest scop a fost elaborat ghiduri care e pe site-ul instituției noastre, inspectoratului, chiar pe prima pagină. Și principalele elemente cheie este că cel mai bun adăpost este încăperea, clădirea. Este, apropo, aici vreau să deschidem o paranteză, este recomandat să fie o încăpere izolată total, fără geamuri, la subsol, drept exemplu, sau nu contează? Contează nu prezența geamului, dar cât mai mult să fie izolat de mediul exterior. Subsolul totuși nu e o soluție, fiindcă este vorba aproximativ de o perioadă mai lungă de timp izolat, iar subsolul nu este cel mai bun loc, cel mai comod, spunem, loc. Deci e totuși apartamentul este cel mai, casa apartamentul este cel mai sigur și mai confort loc pentru a ne izola pentru cele mai grele perioade de primele zile de contaminare. Da, apropo, foarte important să facem acest lucru. De fapt, este important din momentul în care am fost alertați sau am auzit de un potențial atac nuclear sau de o catastrofă nucleară să ne izolăm. Toată lumea în ultima perioadă discută despre iod și dacă ar trebui să consume, cât ar trebui să consume. Ce zic autoritățile? Care ar fi sfatul? Deci, cum ați spus, din momentul de când nu au auzit despre pericol, dar de când au fost oficial alertați. Da, sigur, oficial da. Au auzit. Trebuie să menționăm și acest aspect. Asta e important, fiindcă populația trebuie să ghideze numai din canalele oficiale livrate de către autoritățile de stat, când există acest pericol. Și totuși, considerând distanța de la eventual loc unde ar putea fi sursa contaminării, vom avea timp pentru a ne pregăti, pentru a informa populația și a ghida populația. De ce sperăm totuși că nu va fi, dar vom avea suficient timp. Deci nu e vorba de oricare minute sau secunde, e vorba de ore sau zile. Totul depinde de condițiile meteo care vor fi la moment. Și zona unde a avut loc. Și zona unde a avut loc. Cât de îndepărtată este distanța de Republica Moldova. Da. Deci totuși oricum e cam departe și va fi timp. Referitor la profilaxia cu iod, este o metodă clasică de a proteja glanda tiroidă în urma unui accident cu implicarea materialelor nucleare, fiindcă este eliminat iodul radioactiv, iodul 192, care prezintă pericol pentru glanda tiroidă. Și e bine să o saturăm din prealabil, să administrăm iod normal, ca glanda tiroidă să fie saturată și să nu absorbe cel radioactiv. Este un element clasic de a ne proteja. Dar e foarte important să fie administrat numai când știm precis că va fi anume contaminare cu iod radioactiv. Administrarea abuzivă și nerecomandată duce numai la daune și intoxicări și invers face numai daune să prejudiciu sănătății. Deci, aici putem să deschidem o paranteză. Nu
În aceste momente, astăzi, la ora acestui dialog, 7:32 de minute, data de 5 octombrie, nu este recomandat astăzi să faceți profilaxia. În momentul în care autoritățile anunță că ar trebui să facem acest lucru, iar și subliniem, autoritățile sunt cele care ar trebui să vină cu aceste anunțuri, iar dumneavoastră deja respectivă să vă conformați în momentul în care este necesar, pentru că la momentul actual doar ne pregătim. Doar ne pregătim și plus la asta autoritățile și vor livra aceste preparate, fiindcă cunoaștem că ele vor fi distribuite de către centrele de sănătate publică. Da, teritoriale. Apropo, vreau colegii să mă ajute. Am să vă rog foarte mult să oferiți această imagine de pe tabletă, pentru că am intrat și pe site pentru a găsi ghidul oferit populației în caz de urgență radiologică sau nucleară. Rog mult să oferim ghidul și pentru cei de acasă. Și vreau să le luăm pe rând ceea ce deja am discutat. În primul punct, este ce să faceți în timpul unei urgențe radiologice. Intrați înăuntru, ceea ce dumneavoastră deja ați menționat, să intrăm undeva într-o încăpere. Reducerea expunerii la radiații. Apropo, radiațiile se pot depune pe haine și pe corp. În momentul în care intrăm în interior, renunțăm la hainele pe care le-am purtat în mediul exterior? Da, ne dezbrăcăm la intrarea în casă și le izolăm prin spunge ceva să nu fie în contact cu noi și imediat facem baie, spălăm de pe noi praful. E periculos contaminarea internă, deci nimerind prin praf în interiorul organismului, cel mai mare pericol e din interior când nimerești. Probabil multă lume ar alege să urce în mașină și să încerce să fugă la o distanță cât mai mare. Este recomandat acest lucru sau nu? Nu recomandăm, deoarece norul radioactiv, contaminarea nu știe hotarele. Și nu e garantat că dacă plecăm într-o țară vecină, spre exemplu, nu va fi aceeași situație, chiar poate fi mai rău situația. În doilea rând, automobilul este un mijloc nesigur pentru a ne proteja, deoarece filtrele care filtrează aerul în mașină nu rețin particule radioactive și mai mare riscul să ne contaminăm însuși în automobil. Da, și apropo de subliniat, pentru că vorbeam anterior că ar trebui să intrăm în apartament, dumneavoastră ați menționat că ar fi cel mai recomandat, în cazul în care avem animale de companie și acestea ar trebui aduse la interior și la fel ar trebui să fie spălate. Ar trebui să fie spălate. Tot pe prima pagină pe site este și un video unde este un video unde anume se arată cum de lucrat cu animale de companie și ce e mai important în mediul rural, cum de protejat furajele, hranile și animalele domestice. Și acolo este totul menționat, acolo este menționat și arătat, da, fiindcă contaminarea poate fi terenurilor agricole, iarăși spun furajele și altele care contaminează animale care noi ne alimentăm și asta pune în pericol securitatea alimentară a țării. Da, am să rog încă o dată să oferim imaginea de pe tabletă, astfel veți vedea și site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aici unde găsiți informații despre pericolele ce există. Sigur, găsiți mai multe ghiduri, inclusiv ghidul în cazul accidentelor nucleare și nu doar, toate informațiile sunt pentru publicul larg, astfel dumneavoastră aveți posibilitatea să vă informați și inclusiv să vedeți și prin materiale video, astfel încât și vizual să fie mai simplu ce ar trebui să facem. Bine, am intrat în interior, suntem în interior, ne-au anunțat autoritățile să rămânem în propriile apartamente sau propriile case, cât timp rămânem acolo? Ce trebuie să facem? Timpul de aflare în încăpere va fi evaluat de către autorități, depinde de contaminarea teritoriului care va avea loc. Grație că suntem dotați cu utilaj și de securitate radiologică răspund mai multe autorități din cadrul Republicii, cum ar fi Ministerul Mediului, cum ar fi și același Ministerul Agriculturii are laboratoare. Deci prin intermediul laboratoarelor și măsurărilor directe va fi estimat cât de tare este contaminat teritoriul, unde este contaminat, cred că nu va fi chiar tot, și cât de mult timp populația ar trebui să fie izolată. Și recomandarea care noi, apropo, în acest ghid, sunt recomandări ce de făcut din prealabil pentru populație. Recomandăm să fie oarecare rezervă de apă și hrană, măcar pentru câteva zile, pentru a putea fi independent, sănătătorul, să nu ieșim din casă măcar câteva zile până ce autoritățile vor stabili pericolul și recomandărilor și ajutorul populației. În cazul în care, în momentul producerii accidentului nuclear, am avut geamurile deschise la casă sau apartament, propria noastră locuință este deja un pericol. Trebuie să găsim un alt adăpost. Alt adăpost, spre exemplu, metoda clasică care a fost aplicată de către noi în cazul calamităților naturale, alte adăposturi, dacă va fi sigur, spre exemplu, foarte bine, populația era evacuată în școli, în hotele, în alte locuri publice, care poate fi ajutat populația.
Și acum, dacă ar fi să facem, nu știu, să ne reîntoarcem în trecut, în 1986, în urma accidentului nuclear de la Cernobâl, toată lumea cunoaște despre acel accident nuclear și toată lumea știe că norul radioactiv a trecut și peste teritoriul actual al Republicii Moldova. Cum s-au descurcat cei de atunci, ce am învățat din lecțiile de atunci și ce ar trebui să facem diferit astăzi? Da, mi-am dat o lecție foarte bună și iarăși, dacă să discutăm despre pericolele care sunt radiologice, din fericire nu avem experiențe mai multe în acest domeniu. Deci unica experiență neplăcută este cea din Cernobâl din 86 și a demonstrat mai multe aspecte al pericolului. Deci, spre exemplu, zona periculoasă pentru stații atomice în mod clasic se consideră 300 km în jurul stației atomice. Însă accidentul de la Cernobâl a demonstrat că norul, pietele de contaminare se pot deplasa și la mii kilometri, cum a fost contaminată țările Scandinavia, au fost contaminate. Ei au dat și alarma, apropo. Da, au dat și ei și-au dat alarma. Deci, asta e o lecție importantă. În urma acestui accident au fost dotate toate raioanele, laboratoarele ale medicinii preventive, atunci se numea acum sănătatea publică, și fiecare raion de asemenea avea serviciu veterinar de stat, acum Agenția Siguranță Alimentelor, care au fost dotate cu aparate dozimetrice, care în fiecare dimineață zilnic măsurau fondul radioactiv în fiecare raion și rezultatul era livrat la Chișinău și centralizat. Aceeași sistemă am stărut să o păstrăm până la moment. Și este creată sistem de național de laborator de control. Care se face la o anumită perioadă. Se fac măsurări radiologice face agenție de mediu zilnic prin stații staționare pe tot teritoriul Republicii, sunt mai multe. Și în mod automat sunt livrat iarăși centralizat la Chișinău și dacă accesați site-ul agenției de mediu zilnic, este publicat fondul radioactiv chiar pe prima pagină, fondul radioactiv al fiecare zi. Foarte important acest lucru, da, să-l cunoaștem. Puteți accesa. Da, chiar am să încerc să accesez în aceste momente pentru a le arăta celor de acasă. Da. Și plus la asta, cum și am mai menționat, fiecare subdiviziune teritorială, atât al situațiilor de urgență, cât sănătatea publică și siguranța alimentelor sunt dotate cu aparataj de măsurare a nivelului de radiație. Și se ține statător și independent măsoară asta pentru chiar însuși se asigura pe ei însuși. Deci se dublează, putem spune așa, sau chiar se triplează verificările radiologice. Și de a repeta 300 istorie din 1986, când a fost mușamalizat și ascuns, fapt acesta la ziua de azi este imposibil. Da, vreau să văd dacă am găsit corect între timp. Nu, vreau colegii inițial să văd eu pe tabletă dacă am găsit corect, astfel încât să-mi duc în eroare și pe toți cei care ne urmăresc. Nivelul fondului radioactiv în Republica Moldova este stabil, cel puțin asta se scrie pe Agenția Mediului la momentul actual. Este o informație nouă venită din 28 septembrie, dar aici veți avea posibilitatea să găsiți mai multe informații și informațiile vor fi sigur actualizate. Încă o dată reiterăm, nu suntem în pericol la momentul actual, este doar o discuție astfel încât preventivă, astfel încât în cazul în care va fi necesar toată populația să fie pregătită și să acționeze. Un lucru este cert, nu trebuie să intrăm în panică, pentru că panica probabil va crea cele mai multe probleme. Să încercăm să ascultăm de sfaturile oferite de către autorități, fiecare dintre noi să se informeze din timp pentru a cunoaște care sunt primii pași pe care trebuie să întreprindă și pentru a reitera primul lucru, ne adăpostim în propriile case, astfel încât în casele bine unde nu sunt geamurile deschise, important și acest aspect, să nu avem geamurile sau ușile deschise, larg deschise în momentul ăla, ulterior scăpăm, de fapt primul lucru de care ar trebui să-l facem ar fi să scăpăm de hainele pe care le-am purtat în stradă, facem baie de mai multe ori dacă doriți, fiecare alege cum o face, trebuie să aveți din timp pregătită apă potabilă și mâncare în propriile locuințe pentru câteva zile cel puțin și nu uitați, dacă autoritățile anunță că ar trebui să administrăm acea doză de iod, o administrăm, dacă nu, nu. Și aș vrea tot să recomand să accesați ghidurile publicate pe site. Sunt 3 ghiduri, un video și 2 ghiduri. Și ghidul care ați menționat mai conține și alte pericole, nu numai cele radiologice. Sunt prevăzute acțiuni în caz de anumite calamități naturale, tehnogene. Pe lângă și cele clasice care de mulți ani spre ca inundațiile, incendiile și altceva, deja au fost publicate, au fost recomandări referitor la aceeași evacuare, același bombardament, același atac terorist. Deci ceva nou, din păcate, care a intervenit în viața noastră de astăzi. Și trebuie să cunoaștem. El poate fi descărcat chiar de pe site și
Da, important, rog colegi, încă o dată arătăm, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, găsiți acest site, aici găsiți absolut toate informațiile foarte de drept. Care aveți nevoie. Important însă să căutați. Bine, decât să facem clickbait-uri la tot felul de știri, mai bine să intrăm acolo de unde ne putem informa. Vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Vă mulțumesc mult pentru informațiile oferite. Sper că cei de acasă știau acest lucru. Asta ar fi cel mai important. Dacă știau acest lucru, ne bucură extrem de mult. Acum doar le-am reamintit pentru cei care nu au cunoscut. Este o informație nouă de care ar trebui să țină cont. Reamintesc și pentru cei de acasă, domnul Alexandru Calancea, specialist în riscuri radiologice, IGSU, a fost în această dimineață alături de mine. Eu vă invit să rămâneți aproape.